el. Ce piatră e asta? Este un ametist, bună dimineața. Și un ametist? Este... un cataroi? Este, nu, un... este un ametist și este folosit așa cum unii folosesc salvie, tămâie sau alte lucruri. Tu ai venit cu acest cu... inel ținem la distanță energiile negative. Când arăți, ține mai mult la cameră, că ai și tu o experiență, unul la mână, doi la mână, dacă mormântul avea piatră de ametist, așa era dimensiunea asta. Doamne, doamne, o dădea la o par, știi, când a plecat, da. Zici că miroase a mantlâc? Miroase a mantlâc. A, bine, acum noi ne uităm pe vibrație înaltă sau pe vibrație joasă? Așa. Pe vibrație înaltă, gemenii, pentru că vorbim despre Jupiter în gemeni, această energie ne aduce foarte mult dorință de a cunoaște, de a absorbi informații ca un burete, de a face cursuri. Pe vibrație joasă, în schimb, da, se lasă cu amantlâcuri și, în general, o să vedem că în următoarea perioadă o să fie această tendință ca oamenii să fie, din punct de vedere emoțional, împărțiți în două direcții, la modul că ar putea avea acasă un partener care este foarte cerebral și foarte serios. Așa. Și în paralel să întâlnească pe cineva care poate nu are facturile plătite la zi, poate că nu e cel mai organizat om de pe pământ și cu toate astea e o chimie acolo foarte puternică și pur și simplu oamenii nu se pot abține să nu calce strâmb. Însă, atenție, nu toate flirturile se vor concretiza în povești de iubire care vor dura toată viața, nici toate promisiunile de business nu vor fi duse până la bun sfârșit. Vorbim mult și uneori fără rost, plus că o recomandare pe care vreau să le fac tuturor este să fim atenți la bârfă, să stăm cât mai departe de cercurile în care se vorbește ceva urât despre un coleg sau despre un prieten, pentru că, deși n-am spus nimic, s-ar putea să ne trezim că suntem trași la răspundere. Și mi-am dat seama, să știi, încă din weekend că a început această energie a lui Jupiter în Gemeni, care este veselă, pentru că a avut loc o întâmplare de demnă de caragiale la biserică, în curtea bisericii. Preotul nu și-a dat seama și povestea cu cineva lângă microfon, celălalt, erau doi preoți, celălalt cânta, povestea despre un amant cum unul și-a adus amanta la biserică și era scorpion. Așa. Deci, atenție unde vorbim, cum vorbim. Și-a auzit toată curtea. Titir că inimă rea. Toată curtea a auzit confesiunile popii. Nu-i prea drăguț. De aia, să fim atenți pe unde ne povestim viața. Și de asemenea, le recomand tuturor celor care ne urmăresc ca, începând de pe 6 iunie, să țină un jurnal. De ce pe 6 iunie? Pentru că atunci este luna în gemeni, atunci setăm intenții, o să povestim la momentul potrivit. Pe 6 iunie. Pe 6 iunie. Dacă ne uităm la fiecare zodie în parte, ce binecuvântări are fiecare din partea lui Jupiter, cu siguranță berbecii au această perioadă efervescentă, își pot schimba mașina sau unii dintre ei își iau permisul. Cert este că vor avea foarte multe contracte și le recomand să meargă acolo unde oamenii sunt interesați de produsele lor. Acum mi-a venit în cap. Bă, tu știi exact cine iese la București. Nu. Bă, tu te-ai uitat pe cer. Nu m-am uitat. Și ai făcut pre... A? E, sau... E. Nu zic nimic. Sau... A, nu mă spui. Nu. Dar sunt mulți la tine în listă de ăștia de vor să știe cum... Din politică sunt foarte mulți. Serios? Și se și potrivește. Da. De cele mai multe ori. Și unii dintre ei, din păcate... nu ascultă, adică eu le zic, dar dacă ei, mă rog. Am văzut, se joacă în finală la X Factor acum. Mă rog, o să vedem ce o să iasă. Bine. Întorcându-ne la Tauri, aceștia vin după o perioadă destul de grea. Jupiter a fost în semnul lor zodiacal, deși le-a adus multe binecuvântări de anul trecut și până zilele acestea. Au fost și Tauri care poate și-au pierdut un părinte sau au avut un accident sau și-au pierdut o casă. Mă rog, cert este că de aici încolo au șanse de a face bani din mai multe surse de venit. Gemenii sunt clar norocoșii acestui transit astral și vor primi tot felul de oportunități și de binecuvântări. Majoritatea dintre ele au legătură cu partenerul de viață. Gemenii, mulți dintre ei se și căsătoresc, se așează la casa lor, ceea ce poate să fie o premieră. În ceea ce îi privește pe raci, ei vor să aibă o perioadă în care simt nevoia să se închidă un pic în sinea lor, e foarte multă introspecție acolo, își rezolvă probleme legate de somn sau de frici sau de anxietate și pun foarte mare preț pe liniștea lor sufletească și pe sănătate mentală.
le iau o perioadă în care pur și simplu popularitatea lor depășește orice limită a imaginației. Interstelar, intergalactici, intercostali. O să aflăm foarte multe povești despre lei care au reușit, însă le recomand leilor să fie foarte atenți pentru că pot cheltui bani ca să fie generoși și să fie simpatici și oamenii care spun, de exemplu, că vin la o zi de naștere a unui leu, nu se mai prezintă și leu a făcut cheltuieli consistente. Așa că poate ar trebui și el să mai facă și leu să mai taie din buget și să se mai obișnuiască și oamenii nu doar pe lux și opulență, să mai fie și mai... Ce-au făcut, am muncit până acum? În ceea ce le privește pe fecioare, au mari șanse să-și schimbe cariera, să strălucească în domeniul lor sau să facă un copil. Balanțele pot călători, se pot muta chiar și peste hotare și pot să-și ia foarte în serios rolul de profesor. Scorpionii și ei fac bani, iau ce este a lor și ce li se cuvine. Poate că în urma unei moșteniri, al unui partaj sau pur și simplu se căsătoresc cu un partener foarte bogat și profită și ei de pe urma acestor câștiguri. Săgetătorii și ei sunt în punctul de a se căsători. Capricornii or să aibă foarte mult de muncă și or să vină și banii, trebuie să fie și nițel atenți la sănătate. Vărsătorii și ei sunt răsfățați de către Jupiter în Gemeni, însă mare atenție că se pot întinde mai mult decât e cazul și mai ales în cazul lor pot pendula între povestea pe care o spuneam de dimineață, să iubești două femei sau să iubești doi bărbați. Okay. Iar peștii au foarte mare succes în tot ceea ce ține de casă, de imobiliare, renovează, fac achiziții sau își îmbunătățesc relația cu unul dintre părinți. Da, zodia care se meargă pe vârfuri? Zodiile care se meargă pe vârfuri sunt în primul rând fecioarele și peștii, dar și săgetătorii, pentru că pot face foarte multe excese. Jupiter în Gemeni nu se simte neapărat chiar ca la el acasă, este în detriment. Asta înseamnă că el ne aduce noroc, dar trebuie să dăm mai mult din coate ca să ni se îndeplinească dorințele. Și secretul ca să facem bani este să înțelegem că, de fapt, adevărata bogăție este mintea noastră. Asta nu, bineînțeles, la orice negociere de salariu asta, auzi că bogăția adevărată e în sufletul tău. Mulțumim tare mult, Bianca, nu ți poate fi găsită pe rețele sociale și în comunitatea ei din ce în ce mai mare, de-abia dacă are timp de noi. Luni discutăm așa pe larg despre cum sunt aliniate planetele pentru o săptămână reușită. Mulțumim tare mult, să-ți fie bine, să-ți fie de bine. Ramona, să-ți fie de bine. Mulțumesc!